Andreea, mulțumim! Și capitala este vizată de codul portocaliu de caniculă. Vor fi temperaturi sufocante, mai ales după ora prânzului. Câte grade sunt la această oră și ce urmează peste zi, aflăm de la colegul nostru Sebastian Boldea. Bună dimineața, Sebastian, ești în direct, te ascultăm. Bun găsit, suntem la sediul Administrației Naționale de Meteorologie, aici unde ne sunt indicate 18 grade Celsius, practic o temperatură plăcută pentru această oră, însă se anunță a fi o zi de foc pentru bucureșteni, asta pentru că mai târziu se așteaptă a fi temperaturi ce depășesc 37 de grade la umbră, ceea ce înseamnă că la soare se vor resimți temperaturi de 45 sau chiar 50 de grade în unele zone. Practic, disconfortul termic va fi resimțit de toată lumea. Luna iulie acestui an se anunță a fi una din cele mai călduroase luni din ultimii 120 de ani. Administrația Națională de Meteorologie a emis în acest sens un cod portocaliu pentru caniculă, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență București le recomandă cetățenilor să bea 2 litri de lichide și să nu consume alcool, să poarte haine subțiri și deschise la culoare, iar de asemenea la cel mai mic semn de afecțiuni să contacteze medicul de familie. Sebastian, mulțumim foarte mult!